Te invit să rezolvăm împreună acest exercițiu care presupune să alegem cuvintele potrivite dintr-o listă pentru a completa spațiile libere cu informații din textul Cerul Vrăbiuței. Să începem! Personajele sunt, și ne aducem aminte, Vrăbiuța și Pâlpea. Locul acțiunii. Ne aducem aminte că nu este precizat, iar timpul este atunci când tunetul anunță furtuna. Când aude tunetul, vrăbiuța, dacă vă aduceți aminte, ce face prima dată? Se culcă la pământ și își ridică piciorușele spre cer. Vulpea o întreabă de ce procedează așa. Vrăbiuța îi răspunde că procedează așa pentru a ocroti pământul care adăpostește atâtea viețuitoare. Vulpea o întreabă dacă ea crede că poate sprijini cerul uriaș cu piciorușele ei. Vrăbiuța consideră că fiecare are, faceți aminte replica din final, cerul lui. Tâlcul poveștii constă în replica finală a vrăbiuței și poate însemna că poți face fapte mari chiar dacă ești mic. Fiecare ființă este responsabilă pentru ceea ce se întâmplă în jurul ei. Atitudinea vulpii este specifică omului care nu se implică, în timp ce atitudinea vrăbiuței este specifică omului care face bine pentru, să vedem ce se potrivește, pentru cei din jurul lui. Iată că am finalizat exercițiul și am aflat și care este un posibil tâlc
al poveștii Cerul Vrăbiuței.